Pe lângă faptul că sunteți cinci, m-ați și înconjurat. Da, da. Și noi. Așa o să fie. O să fie. Nu o să am nicio șansă, va trebui să zic tot. Doamna Chioveși, aș vrea să încep eu cu o întrebare care e legată de un eveniment trist. Mai sunt câteva zile și se comemorează 2 ani de la tragedia din Colectiv, când oamenii ieșit în stradă și au strigat corupția ucide. Întrebarea e de ce nu a fost nimeni condamnat încă pentru corupție în dosarul Colectiv? Da, știți că urmare acestui eveniment au fost constituite 3 dosare la 3 structuri de parchet diferite, ceea ce este puțin inedit, dar aceasta este competența prevăzută în lege și trebuie să o respectăm cu toții. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, noi am avut 2 dosare. Unul care a fost instrumentat și a fost trimis în judecată de către procurorii civile și vizează în principal primarul sectorului 4 și cred că sunt cunoscute acuzațiile, este un comunicat de presă. Dosarul a trecut de cameră preliminară, s-a început judecata. Și cel de-al doilea dosar vizau anumite persoane care aveau calitatea de militar și au fost investigate de procurorii militari. De asemenea, dosarul a fost trimis la instanță. Chiar săptămâna aceasta s-a soluționat în cameră preliminară toată procedura, s-au respins toate excepțiile invocate de apărătorii inculpaților și ale părților responsabile civilmente și s-a dispus începerea judecății. În cursul judecății, o parte dintre dosare au fost deja reunite și modul în care va fi derulată cercetarea judecătorească ține exclusiv de judecători. Dar să nu uităm că este un dosar în care sunt foarte multe părți civile implicate și potrivit legii ele trebuie citate, ele au dreptul să participe la proces, sunt mulți inculpați, deci nu se poate soluționa într-o lună sau în 2 luni de zile un astfel de dosar. Da, sunt 2 ani totuși, de asta întrebam. Adică e o perioadă de timp destul de lungă. Dosarele care au fost la DN au fost soluționate într-o perioadă relativ scurtă de timp. Noi am și dat comunicate de presă la vremea respectivă. O să vedem la instanță cât va dura. Și dacă tot suntem la momente de maximă revoltă care au fost în societatea românească, a existat un alt dosar, tot acum 2 ani, legat de coloana oficială a domnului Oprea, moartea polițistului Bogdan Gigină. Și domnul Oprea a fost atunci acuzat, sau i s-a deschis un dosar pentru folosirea ilegală, abuzivă, a unei coloane oficiale. În aceeași perioadă s-a mai deschis un dosar de folosire abuzivă a unei coloane oficiale pe numele fostului procuror general Tiberiu Nițu. Niște dosare care au rămas așa, cam în aer, nu prea se mai știe nimic despre ele. S-a lucrat în acest dosar, s-a lucrat în mod constant. Aș completa la ce ați zis dumneavoastră faptul că noi investigăm și premizele sau condițiile în care s-a produs și moartea victimei. Practic avem și infracțiunea care vizează uciderea din culpă și din această perspectivă s-au făcut mai multe expertize în dosar pentru că au fost necesare și anumite expertize tehnice pentru a stabili foarte clar circumstanțele în care s-a produs acest eveniment tragic. Dosarul este în curs de finalizare în acest moment. Aș reaminti că în cursul anului trecut a apărut o decizie a Curții Constituționale care se referă la modul în care este reglementată infracțiunea de abuz în serviciu în codul penal. Această decizie a determinat și o reorientare a modului în care noi trebuie să facem ancheta pentru că această decizie a schimbat puțin modul în care noi facem investigațiile și anume trebuie să dovedim o încălcare a unei legislații primare, cum spunem noi, adică să stabilim dacă s-a încălcat o dispoziție prevăzută într-o lege sau într-o ordonanță de urgență, ori la momentul la care acuzațiile s-au formulat, ele aveau la bază un regulament privind circulația pe drumurile publice. Acesta este motivul pentru care un pic ancheta a trebuit să vizeze și alte aspecte. Însă suntem în curs de finalizare, n-aș putea să estimez un termen în ceea ce privește soluția, nu pot să spun nici ce soluție va fi, pentru că acesta va fi decisă de procurorul de caz, dar cu siguranță, până la sfârșitul acestui an, dosarul va fi soluționat.
dacă e vorba de un regulament intern, mai există vreo șansă să, adică ce se întâmplă în cazul acesta? Adică n-a fost o lege, a fost un regulament intern. Nu pot să comentez acest caz, pot doar să spun că decizia Curții Constituționale privind infracțiunea de abuz în serviciu a stabilit că noi putem să reținem această infracțiune doar dacă funcționarul încalcă o lege sau o ordonanță de urgență. Dacă un funcționar public încalcă un regulament, încalcă o normă internă, încalcă un ordin de ministru sau o hotărâre de guvern, în acele cazuri noi nu mai putem să reținem ca fiind infracțiunea de abuz în serviciu, pentru că nu avem o încălcare a unei dispoziții prevăzute într-o lege sau într-o ordonanță de urgență. Deci, ca atare, orice atribuție pe care un funcționar public o încalcă de la data acelei decizii, trebuie să fie prevăzută în lege sau în ordonanță și nici de cum într-un regulament sau într-o hotărâre de guvern. Și dacă tot suntem la momentul acela din urmă cu 2 ani, știm că atunci un premier și-a dat demisia, Victor Ponta. El a avut un dosar făcut de DNA și care la un moment dat nu s-a mai auzit nimic de el. Chiar a anunțat Victor Ponta că a fost închis, clasat. Ce s-a întâmplat cu acel dosar? A fost, de fapt, nu comentez ce spune în spațiu public sau, în general, ce zic inculpații în spațiu public sau ce zic oamenii politici, niciodată nu comentez. Pot doar să spun că un dosar în care a fost implicat fostul premier a fost soluționat cu rechizitoriu, a fost trimis la Înalta Curte de Casație și Justiție. S-au soluționat toate cererile și excepțiile în cameră preliminară și s-a dispus începerea judecății pe fond. Deci, în acest moment, dosarul se judecă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Este un dosar în care au fost implicate mai multe persoane. Deci, cred că la fiecare termen de judecată, presa a scris despre acest dosar, ce s-a întâmplat la fiecare termen. Deci, este un dosar care se judecă. Faptul că poate, nu știu, un spațiu public nu se urmărește la fiecare termen ce se întâmplă sau jurnaliștii nu scriu de fiecare dată că a fost un termen de judecată, nu înseamnă că nu se întâmplă nimic. Dar dosarul este deja în faza judecării. Am auzit pe mama ce vreau să completez, l-am auzit pe recent, ieri, tot Victor Ponta spunea că Liviu Dragnea, scria pe Facebook, Liviu Dragnea este un politician care s-a rugat de doamna Chioveși și de domnul Coldea să le închidă dosarul. Cum puteți să comentați? Tocmai am spus că nu comentez ce zic inculpații și aș face aici un comentariu mai larg. De vreun an jumătate sau de aproape 2 ani e o modă ca anumiți inculpați să invoce tot felul de situații presupuse, inventate, situații care nu sunt adevărate sau care nu corespund realității, să facă tot felul de afirmații. Din două motive nu comentez aceste afirmații. În primul rând, pentru că eu am obligație de rezervă ca magistrat și nu pot să intru într-un dialog public cu inculpații sau cu alte persoane pe care noi le cercetăm sau cu martori sau cu părți civile și acesta este motivul pentru care de multe ori nu comentăm astfel de situații. Inculpații pot să-și aleagă cum să-și facă apărarea. Își fac apărarea depunând cereri la noi sau își fac apărarea în spațiu public, invocând diverse situații sau comentând dosarul sau comentând încadrarea juridică a faptei. Este dreptul lor să facă acest lucru. Dar noi, ca procurori, avem o obligație de rezervă și nu putem intra într-un dialog public cu ei. Și al doilea motiv este faptul că, poate și ca o chestiune de tactică, au fost situații în care au tot fost întrebări insistente să comentez anumite afirmații unor persoane pe care noi le cercetăm, inculpați, condamnați, persoane trimise în judecată. Și dacă vă reamintiți, în luna ianuarie acestui an am avut o declarație publică în care am spus chiar la începutul anului că este prima și ultima dată când eu comentez ceea ce spun anumiți inculpați în spațiu public. Și vă spun, dacă ar trebui să ies în fiecare zi la câte acuze se aduc, eu cred că ar trebui să stau la televizor 8 ore sau 9 ore să răspund numai aceste lucruri. Unele, v-am spus, total neadevărate, false, situații inventate sau situații prezentate în alt fel. Cât privește inculpatul despre care se face vorbire, să nu uităm că a fost trimis în judecată în 2013, după ce eu am preluat mandatul la Direcția Națională Anticorupție, a fost condamnat într-un dosar,
a fost din nou trimis în judecată într-un alt dosar. Adică nu cred că poate să spună cineva că a fost favorizat într-un fel sau altul, cel puțin nu atâta timp cât eu am deținut funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, când pot să vă spun că orice inculpat, indiferent de funcția pe care o a avut, de notorietatea sau de averea pe care a avut-o, DNA-ul și-a făcut treaba, și-a aplicat legea. Fără să facem deosebiri între un inculpat care, nu știu, deține o anumită poziție sau nu deține o anumită poziție. Poate puteți să comentați o întrebare pe care o avem de la una dintre cititoarele noastre. Noi am adunat și câteva întrebări de la cititori când am anunțat acest interviu. O să vă citesc întrebarea, mai simplu așa. Câte dintre dosarele pe care le anchetează DNA-ul sunt și finalizate cu sentințe de condamnare? Pentru că am senzația că multe dintre acestea sunt deschise doar pentru a discredita un politician. Dacă aveți cum să-i răspundeți... Sigur. Avem și un site www.dna.ro, unde este prezentată activitatea Direcției Naționale Anticorupție în fiecare an. Acel raport de activitate are pe categorii câte infracțiuni investigăm, câte dosare investigăm, câte dosare soluționăm, câte trimiteri în judecată și câte condamnări obținem. Haideți să luăm din ultimii 2 ani, că e mai la îndemână. Am trimis în judecată peste 1200 de persoane în fiecare an și au fost condamnate peste 800 sau peste 900 de persoane. Procentul de condamnare este de 90%. În 10% dintre dosare primim soluții de achitare, ceea ce arată oarecum o sănătate a sistemului de justiție, pentru că este anormal în toate dosarele în care procurorul acuză o persoană și trimite în judecată să obții absolut în toate dosarele soluții de condamnare. Legislația se modifică, apar dezincriminarea unor fapte, apar decizii ale Curții Constituționale care au impact asupra dosarelor, se administrează probe noi în cursul judecății. Cam acestea sunt motivele care uneori duc la achitări. Deci, aș putea să vă spun că modul în care DNA lucrează este public, este pe site-ul instituției, poate fi verificat, dar este important de spus că avem un raport destul de mare între numărul persoanelor trimise în judecată și cele condamnate în fiecare an, iar procentul de condamnare este, repede, 90%. Media europeană sau procentul de achitări în celelalte țări din Uniunea Europeană este undeva la 25% de achitări. Și noi suntem sub această medie europeană. Suntem la 10%. Tot în acest context, există totuși dosare care nu au fost tocmai bine întocmite și au fost ca cel al Olguței Vasilescu, care a fost reîntors. Întrebarea este cine este răspunzător pentru aceste dosare. Bun. Deci nu vreau să comentez un caz particular pentru că nu am voie. Pot să vă zic că în cursul unui an, din cele peste cei 1200 de inculpați trimiși în judecată, au fost situații în care instanțele, pentru anumite chestiuni care țin de procedură, au restituit dosarele la DNA. Avem 4 dosare în cursul unui an, ceea ce nu este un număr foarte mare. Sigur, nu este un număr mai mare față de anii trecuți, pentru că acest număr este constant în ultimii ani. Aici nu aș putea să spun decât că verificăm aceste soluții, dacă sunt sau nu imputabile procurorului. Există situații în care aceste soluții prin care s-a decis ca dosarul să fie retrimis la DNA pentru refacerea anumitor acte sau pentru a îndeplini anumite proceduri, nu este întotdeauna imputabil procurorului. Și niciuna dintre aceste situații nu a fost imputabilă procurorului, adică n-a fost o greșeală a procurorului. Repet, sunt anumite modificări legislative, sunt anumite decizii ale Curții Constituționale care am observat în ultima perioadă că au fost situații când s-au interpretat diferit și cred că în spațiul public este de notorietate această problemă privind abuzul în serviciu. Am văzut instanțe care au considerat că infracțiunea este dezincriminată și din acest motiv s-au pronunțat anumite soluții de achitare. Singur, acest lucru îl decid judecătorii, ei hotărăsc, soluțiile sunt definitive, nu le putem comenta. Dar pentru noi ca instituție este important ca toate aceste soluții să ne analizăm și să vedem dacă avem situații în care putem să imputăm procurorilor anumite greșeli sau nu. Aș vrea să intervin și puțin pe această temă. Mă gândesc că aceste dosare trimise înapoi afectează inevitabilă imaginea instituției pe care o conduceți și alimentează propaganda aceasta anti-DNA.
și eram curios cum intenționați să preveniți astfel de situații pe viitor. Bun. Preocuparea noastră în a respecta cu cea mai mare strictețe legea există în mod permanent. În mod permanent avem ședințe în care analizăm toate aceste soluții. Avem foarte multe măsuri interne pentru pregătirea profesională a colegilor și pentru a cunoaște cât mai bine practica judiciară, în special în alte curs de casație și justiție, care pentru noi este reperul de jurisprudență. Atunci când avem situații în care se pronunță o soluție de restituire sau de achitare, aceasta este discutată cu toți procurorii pentru a vedea cine a greșit, unde a greșit, dacă este o problemă de interpretare a legii, dacă este o problemă de interpretare a probelor. Suntem foarte atenți. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți că procurorii cunosc foarte bine legea, sunt foarte bine pregătiți, dar nu avem situații perfecte. Nu poți într-un dosar să ai o situație pe care să o încadrezi într-un tipar și ea să fie perfectă, pentru că probatorul poate să sufere modificări, inculpații pot să vină cu probe noi în cursul judecății, se pot face expertize noi. Ceea ce este important este ca procurorii să nu facă greșeli în activitatea lor. Acolo unde am văzut că sunt situații în care procurorii n-au respectat legea, procurorii au încălcat codul deontologic și sunt astfel de situații, că ele au fost mediatizate. Am intervenit imediat. Am cerut revocarea lor din DNA sau le-am cerut să plece din DNA și procurorii au plecat din DNA. Am sesizat inspecția judiciară. Nu cred că există instituții perfecte, instituții fără probleme. Important este cum te raportezi la aceste probleme. Sigur că ne dorim ca toți procurorii din DNA să fie perfect și să nu avem nicio situație în care un procuror să încalce codul deontologic sau legea. Dar atunci când apar astfel de situații, am fost o instituție care niciodată n-am tolerat aceste situații și vă reamintesc că în urmă cu câțiva ani au fost procurori șefi din DNA care au fost arestați preventiv și trimiși în judecată pentru fapte de corupție, au și fost condamnați. Am avut polițiști care au încălcat legea și la fel. Deci de fiecare dată când a fost o încălcare a legii care a constituit o infracțiune, am intervenit și am făcut investigații, am sesizat Consiliul Superior al Magistraturii sau am decis revocarea unor procurori din DNA. Cred că acest lucru arată că instituția noastră își dorește să aibă un corp de procurori și poliții și specialiști cât mai integru, cât mai profesionist și ținem foarte mult la aceste rigori. Ați făcut un calcul cât costă instrumentarea unui dosar în medie? Da, facem tot timpul astfel de evaluări. Și cam cât costă? N-aș putea să vă dau un exemplu, o limită minimă sau o limită maximă, pentru că investigarea unor dosare din DNA este extrem de diferită. Avem dosare pe care le putem investiga într-o lună sau într-o lună jumate, cum a fost anul trecut, o perioadă cea mai scurtă de investigare a unui dosar și care nu presupune alocarea multor resurse, dar avem și situații în care investigațiile durează 3-4 ani și sunt foarte multe audieri de făcut, avem sute de persoane audiate sau comisii rogatorii în străinătate sau diverse expertize care costă. Dar dacă discutăm în chestiuni de profit cu ghilimele, pot să vă spun așa. Bugetul Direcției Naționale Anticorupție, bugetul anual al Direcției Naționale Anticorupție, este undeva la 40 milioane de euro în fiecare an. Cu mențiunea că peste 90% sau 90% din buget vizează chestiuni de personal, plata salariilor, a unor chirii, chestiuni de personal. În fiecare an, Direcția Națională Anticorupție instituie măsuri asiguratorii. Anul trecut am instituit măsuri asiguratorii de 667 milioane de euro, cu un buget de 40 de milioane de euro. Deci, cu ghilimele, am putea spune că am lucrat în profit. De când am preluat mandatul de procuror șef al DNA, din 2013 până în prezent, DNA a instituit măsuri asiguratorii pe bunuri și valori de peste 2 miliarde de euro. Acum o să mă întrebați care e eficiența, așa am să vă spun. Dintre aceste dosare trimise la instanță, o parte din ele au fost deja judecate definitiv, o parte din ele sunt în curs de judecare. În dosarele judecate definitiv, pentru aceeași perioadă, din 2013 până la zi, instanțele au dispus confiscarea a peste 970 milioane euro. Deci iată că cu un buget de 40 de milioane de euro s-a dispus confiscarea a peste 970 milioane de euro. Din 2013 până în prezent doar în dosarele DNA. S-a dispus confiscarea, dar s-a și confiscat. Bun. Aici este un alt punct extrem de important, asupra căruia noi, în mod constant, am insistat ca instituție că trebuie făcut ceva.
Modul în care se execută aceste hotărâri judecătorești nu țin nici de DNA și nu țin de justiție. Efortul justiției în ultimii 4 ani a fost de a indisponibiliza 2 miliarde de euro și de a dispune confiscarea a 970 milioane de euro, cel puțin în dosarele noastre. Cu siguranță justiția a dispus confiscarea unei sume mult mai mari, dar eu vorbesc de cele ale DNA. Modul în care aceste hotărâri judecătorești definitive și care au putere de lege se execută, ține de Ministerul Finanțelor sau de alte instituții și ele trebuie să răspundă. Pentru că aceste hotărâri, ele nu trebuie discutate, sunt bune, nu sunt bune, s-a pus sechestru bine, nu s-a pus sechestru bine. Toate aceste activități, atunci când judecătorii au decis și au hotărât cazul, toate aceste activități au fost făcute și tot modul în care s-a pus un sechestru, modul în care s-a indisponibilizat bunurile, a fost verificat în cadrul acestei judecăți a unui dosar. Vorbim de hotărâri judecătorești definitive și de o sumă care trebuie să intre în bugetul de stat și trebuie executată efectiv. Dar justiția, până în momentul în care această hotărâre judecătorească a rămas definitivă, și-a făcut treaba. Aceasta este suma pe care justiția a pus-o la dispoziția bugetului de stat. Acum să vedem statul, prin celelalte instituții, cât de mult reușește sau nu să confiște și să execute efectiv aceste hotărâri. Eu mă pun de pildă în situația, nu știu, în pielea unui om simplu care vede niște sume când citește de o anchetă, cum a fost de pildă cazul Microsoft, unde se vehiculau niște sume absolut uriașe sau, nu știu, în alte cazuri, sute de milioane. Dar până la urmă nu vede ca banii aceștia să fi intrat în bugetul statului. Sau și mă gândesc, e un disconfort pentru adică o situație de furie pe care poate să o aibă un astfel de om. Mă gândesc că poate, nu știu, DNA-ul ar putea să facă ceva, să pronunțe niște prejudicii mai mici, mai sau adică să nu vorbim de sume mari, ca după aia să ne gândim cum le recuperăm. Adică noi nu stabilim sume, nu stabilim noi valoarea contractului. Da, noi prin probele pe care le administrăm, trebuie să dovedim că s-a produs un anumit prejudiciu. Legea ne obligă că atunci când în investigațiile noastre constatăm că s-a produs un prejudiciu în cauzele pe care noi le investigăm, suntem obligați să dispunem măsuri asiguratorii, ceea ce noi facem. Gândiți-vă, 667 milioane de euro într-un an am indisponibilizat. Ulterior, dosarele se judecă. Judecătorii decid și dispun confiscarea acestor valori. Mai departe, hotărârea judecătorească, când ea este definitivă, este obligatorie și trebuie executată. Modul în care se execută excede competențelor DNA. Sigur, știți, de foarte multe ori avem și noi diverse programe în care vin studenți sau cetățeni în vizită la DNA și aceasta este una dintre întrebări. De ce nu luați banii infractorilor? Și încerc să le explic că noi asta facem ca procurori. Încercăm să le identificăm bunurile pe care putem pune sechestre, încercăm să vedem unde au mers banii și indisponibilizăm. Mai departe, judecătorii decid dacă ele se confiscă sau nu. Dar după ce judecătorul a decis confiscarea, nu mai este treaba justiției, este treaba Guvernului, a Ministerului de Finanțe. Și am să vă spun o chestiune inedită pentru justiția din România în ultimii ani, cel puțin din perspectiva noastră ca procurori. Anul trecut, pentru prima dată de când a fost înființat DNA, am indisponibilizat bunuri în străinătate. Vile de lux pe teritoriul Franței, pe teritoriul Spaniei, am indisponibilizat bunuri reprezentând sume de bani care se aflau în conturi în străinătate, ceea ce până acum nu se făcea. V-a ajutat SIE până la urmă că aveați o problemă la un moment dat anul trecut? Că nu vă ajută cu informații. Ne-am ajutat singur și ne-au ajutat colegii din străinătate. Respectiv, atunci când am preluat funcția de procuror șef al DNA, în proiectul managerial am prevăzut ca o prioritate pentru DNA recuperarea prejudiciilor. Și în acest sens am înființat un compartiment de investigații financiare format din polițiști și specialiști, care este coordonat de un procuror, și atunci când deschidem o investigație penală, în paralel deschidem și o investigație financiară. Verificăm conturi bancare, verificăm averile pe care le au persoanele pe care noi le cercetăm, facem parte din rețele europene, avem contacte foarte bune cu colegii noștri care se ocupă de aceleași investigații în străinătate și în acest fel reușim să dăm de urma banilor. Dar aici, vedeți, ajungem și într-o altă chestiune. De foarte multe ori se spune în spațiu public o persoană are mulți bani și de ce nu-l investighează DNA-ul? Păi, din nou fac trimitere la competențele pe care le avem.
Noi investigăm o persoană care comite fapte de corupție la nivel înalt. Simplu fapt că o persoană este bogată nu înseamnă că noi automat putem să deschidem o investigație. Dar avem o altă instituție, se numește ANI, al cărei principal scop este acela de a verifica averile pe care le dețin persoanele care au funcții publice și care sunt funcționari publici. Aș avea o ultimă intervenție pe tema dosarilor. O întrebare de la un cititor care e curios ce s-a întâmplat în ultimul an și jumătate cu dosarul lui Gabriel Oprea, cel desprins din dosarul fostului primar Oanțanu, cel cu terenul retrocedat de pe malul lacului Clementina. Nu pot să comentez cazuri particulare. Noi avem un site foarte, spunem noi, bine pus la punct. Se dă, avem motor de căutare, se dă cuvântul pe care vrei să-l cauți, ori numele unui inculpat, ori numele unei persoane, ori o faptă. Și se va regăsi un comunicat de presă în care explicăm ce s-a întâmplat cu aceste dosare. Deci nu am voie să comentez cazuri particulare. Pot doar să vă spun că în dosarele care sunt încă în lucru la DNA se lucrează. Faptul că nu putem să anunțăm public tot timpul ceea ce facem și putem să anunțăm doar în anumite momente, pentru că uneori a da un comunicat de presă poate să ne încurce și pe noi în investigație, nu înseamnă că nu lucrăm în acele dosare. Deci cititorul ăsta, dacă vrea să afle informația respectivă, se poate uita pe site-ul instituției, poate să facă o cerere înscris la biroul de presă și vom răspunde, dar eu nu pot să comentez într-un interviu un caz particular. Vreau eu să încercăm să trecem un pic într-o zonă care să nu aibă neapărat legătură cu anticorupția, dar evident cu dumneavoastră. Sunteți probabil, nu știu, cea mai vânată șefă a unei instituții publice din România. Ați resimțit stresul ăsta în viața dumneavoastră după ce ieșiți pe ușa DNA-ului? Face parte din fișa postului și una dintre calitățile pe care trebuie să le ai și pe care o verifică CSM-ul cu ocazia interviului este rezistența la stres. Deci atunci când ai o astfel de funcție și deții o funcție publică, îți asumi și că viața privată este limitată și că ești mult mai expus decât un cetățean care nu deține o astfel de funcție. Adică puteți să ieșiți cu o prietenă, să beți o cafea? Da, sau acest lucru se întâmplă. Nu credeți că stau închis în casă sau la birou și nu ies nicăieri. Mă duc pe jos către casă, ies în oraș, mă duc și eu la film, mă duc la o sală de sport public, adică viața mea se desfășoară la fel ca și înainte. Nu este limitare, dar singur, este foarte multă dezbatere în spațiu public cu privire la persoana mea sau cu privire la funcția sau cu privire la DNA. Important este totuși să existe un echilibru. Deși am observat că în ultimul an atacurile la adresa instituției sau la adresa mea, nu neapărat ca procuror șef, dar chiar și ca persoană, ele s-au întețit și au devenit mult mai agresive. Și de multe ori depășesc limitele unei critici obiective sau unei critici care ar trebui să existe într-o societate democratică. De foarte multe ori sunt încălcări, chiar ale vieții private, nu doar în ce mă privește pe mine, dar și pe ceilalți colegi din DNA. Există anumite derapaje, dar sigur, ele sunt izolate și provin doar dintr-o anumită parte. Și tot în zona aceasta, pentru că sunteți femeie și sunteți într-o funcție foarte importantă în România și până la urmă toată cariera dumneavoastră a fost într-un domeniu în care nu cred că greșesc dacă spun că sunt mai mulți bărbați. E, mă faceți să zâmbesc. În urmă cu 22 de ani... Am pus încă întrebarea, da, dar ok. Dar simt nevoia să intervin aici. În urmă cu 22 de ani, când m-am angajat procuror, auzeam de foarte multe ori procuratura nu este pentru femei. Uh-huh. Și când am devenit procuror general, am fost primul procuror general femeie. Deci cumva acest mit că femeile nu sunt făcute pentru procuratură, cred că nu doar de mine, ci de toate colegele care lucrăm în sistemul de procuratură a fost destrămat. Deci nu cred că mai este foarte actual, sau cel puțin așa sper. Da, clar, dar întrebarea aia dacă dumneavoastră v-ați simțit vreodată, nu știu, tratată diferit poate în domeniul acesta, într-o lume în care sunt mai mulți bărbați decât femei, discriminată. Nu vă întreb asta și în contextul campaniei Me Too, de care probabil ți-a auzit, cu femeile hărțuite care au dezvăluit diverse situații din viață. N-am avut asemenea probleme. Când am intrat în procuratură, v-am spus, există această vorbă că procuratura nu este pentru femei. Dar niciodată nu pot să spun că am avut colegi care
ne-au discriminat pe mine sau pe celelalte colege pentru simplu fapt că ești femeie. Faptul că ești femeie în procuratură poate să-ți aducă anumite avantaje și care pot fi foarte bine exploatate nu ca de anchetator. Imaginați-mă o femeie care are copii, atunci când trebuie să audieze un martor care este minor, știe cum să-l abordeze, știe cum să pună problema atunci când ai o victimă unui trafic de persoane și este o femeie care a suferit o traumă, parcă o apropiere pentru a iniția un dialog poate fi făcută mult mai ușor de o femeie decât de un bărbat sau o femeie care este martor poate se deschide mai repede în fața. Adică sunt și avantaje, nu trebuie să punem doar din perspectiva negativă. Dar totuși a fi procuror cred că nu depinde foarte mult dacă ești femeie sau ești bărbat, cum poate, nu știu, în alte meserii unde calitățile fizice sau aptitudinile fizice sunt mai importante. Dar în acest moment în Ministerul Public numărul femeilor și al bărbaților care lucrează este oarecum egal și la fel și numărul femeilor care dețin funcții de conducere. Adică avem foarte multe femei care dețin funcții de conducere în procuratură, ceea ce în urmă cu 20 de ani nu se întâmpla. Au existat totuși niște acuzații de hărțuire sexuală în cadrul DNA, DNA Galați, de exemplu, cu chiar șeful Gheorghe Ivan, acuzații, spun, sau acum scandalul care a fost mediatizat. A fost chiar la preluarea mandatului meu, cumva am prins pe final această problemă. Între timp au fost sesizate instituțiile abilitate și lucrurile s-au rezolvat. Nu pot să dau foarte multe amănunte pentru că e un momentul în care am venit șef în DNA, tocmai se întâmplase acest incident și am prins cumva finalul. Și dar... acum cu scandalul cu procurorul Negulescu în cazul Andreea Cosman. Nu. Întrebarea era dacă există, nu știu, un regulament sau există aceste practici sunt comune în cazul procurorilor DNA? Deci, cazul Negulescu, cred că am răspuns când am zis că atunci când sunt probleme în DNA, noi intervenim și le rezolvăm. Sesizăm inspecția sau facem dosare. Nu pot să-l comentez pentru că nici nu știu dacă a apărut ceea ce a apărut în spațiu public este real sau nu este real. Este o investigație a CSM-ului în curs. Dar nu am avut niciodată, cel puțin ca șef de instituție, nu am primit niciodată vreo sesizare din partea colegelor sau a colegilor despre un asemenea eveniment, despre o presupusă hărțuire sexuală și nici din afara instituției nu am primit astfel de sesizări. Deci aș putea să spun că suntem o instituție în care acest lucru nu s-a întâmplat pentru că nu am primit niciodată astfel de sesizări. Am câteva întrebări din partea studenților de la DREP. Ce salariu are un procuror DNA? Salariile noastre sunt publice, declarațiile de avere le publicăm. În funcție de vechimea sau de poziția pe care o ocupă instituție, salariile variază undeva între 2700 de euro și 3500 de euro. Procurorii care au o vechime mai mare primesc un salariu mai ridicat. Deci, cred că sunt niște salarii bunicele, dacă nu pot să spun foarte bune. Și pentru cei care doresc să ajungă procuror DNA, care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze aceștia? Pentru a fi procuror în DNA, în primul rând, trebuie să ai o vechime de 6 ani la o altă structură de parchet. De 2, de 3 ori pe an, în funcție de cum avem posturi vacanțe, noi anunțăm un interviu. Cei care doresc să se înscrie la acest interviu își pot depune o candidatură. Cu ocazia interviului trebuie să prezinte câteva dintre lucrările pe care ei le-au făcut în cei 6 ani de activitate. Interviul se face cu o comisie formată din procurori din DNA și un psiholog. Sunt puse în discuție în cadrul interviului teme profesionale, se verifică cunoștințele profesionale, dar și alte aptitudini pe care trebuie să le aibă procurorii din DNA. Și aici mă refer la rezistența la stres, la proactivitate, sunt câteva calități pe care trebuie să le îndeplinească în mod special. După ce sunt declarați admiși la acest interviu, se solicită un aviz din partea Consiliului Superior al Magistraturii și în cazul în care acest aviz este favorabil, ei sunt numiți în DNA prin ordinul procurorului șef. Procurorii care doresc să lucreze în DNA, în cei 6 ani pot activa la orice unitate de parchet, la judecătorie, la un parchet de pe lângă tribunal sau la alte structuri de parchet. Și ultima întrebare. Dumneavoastră aveți și un doctorat controversat. Cum ați reușit să vă împărțiți timpul între funcția solicitată de procuror general și cercetarea pentru teza aceasta? Da. Vă
Contrazic, nu este deloc controversat. Este, cred că, cea mai verificată teză de doctorat. La fiecare 3-4 ani s-a făcut câte o verificare. Vorbim de niște similitudini care există în teza de doctorat într-un anumit procent, ceea ce nu înseamnă plagiat. Similitudinea nu înseamnă plagiat. Am făcut un punct de vedere cu privire la ce s-a dezbătut anul trecut în spațiu public. Am constatat cu stupoare că mi se reproșa faptul că există similitudini între fraze ale tezei mele de doctorat și fraze care au fost publicate în 2014 sau în 2015 în alte lucrări, în condițiile în care în 2011 și în 2010 am lucrat la teză și mi-am susținut teza de doctorat, deci nu aveam cum să copiez după cineva care a publicat în 2014-2015. Am fost acuzată că există similitudini între teza mea de doctorat și anumite fraze postate pe site-uri care au fost create abia în anul 2016. Sigur, am luat frază cu frază și am explicat-o. La momentul respectiv, să știți că mi-am pus problema dacă n-ar trebui să fac public acest punct de vedere. Însă am zis că această problemă trebuie rezolvată totuși instituțional și nu să fac o apărare în spațiu public. Mi-era foarte la îndemână să public punctul de vedere pe care l-am făcut, să vadă toată lumea că eram acuzată pe nedrept, dar am așteptat ca instituțiile statului să facă acea verificare. În final s-a constatat că 4% din frazele pe care eu le-am folosit în teză sunt similare cu alte fraze. Și acum studenții la drept cred că sunt conștienți că nu ai cum să definești o infracțiune, să vorbești de latura obiectivă a unei infracțiuni și să inventezi cuvinte, pentru că aceste definiții sunt standard și de aceea apar similitudini. Iar în ceea ce privește cum mi-am gestionat timpul, teza de doctorat a avut o temă care se plia foarte mult pe ceea ce făceam ca procuror general. Și dacă tot vorbim de teză, procurorul general al României este cel care autorizează toate livrările supravegheate. Deci asta făceam eu la birou. Cum poate să-mi reproșeze cineva că eu copiam după un student la drept care a scris un referat după ce mi-am publicat eu teza de doctorat, în condițiile în care eu făceam acest lucru? Chiar știu foarte bine și cum se folosea investigatorii acoperiți și cum se lucrau cu aceste instituții. Deci această teză de doctorat a venit în completarea ceea ce făceam. Să vă imaginați că șeful DNA sau procurorul general sau un șef din procuratură nu are timp liber. Că nu lucrăm 24 de ore din 24. Avem și noi timp liber și colegii din DNA au familie, au copii, merg cu copii în parc, merg cu copii la teatru, au timp să citească o carte, au timp să scrie pentru un doctorat și mai ales atunci când faci ceva cu pasiune, îți găsești și timp. Deci, cred că... Acum să intervin eu cu o întrebare. Am tot auzit de cazuri de corupție în mediul universitar. Când va începe DNA să ancheteze cazurile din mediul universitar și nu numai, din sistemul educațional în general? Da, DNA de foarte mult timp se ocupă de această chestiune. Și în anii trecuți și în acest an au avut foarte multe situații în care au fost anchetați diversi profesori universitari sau studenți sau alte categorii de personal care au fost implicate în fapte de corupție. Însă trebuie să explic un pic și competența DNA. Noi nu investigăm orice fapte de corupție. Deci dacă un student îi dă, oferă unui profesor 100 de euro ca să treacă examenul, să n-aibă restanțe în toamnă, nu este competența DNA. Competența DNA intervine peste sume care se ridică la 10.000 de euro. Deci tot ce este peste 10.000 de euro și face obiect ale infracțiunii de dare de mită sau luare de mită, abia atunci DNA intervine. Sau, dacă indiferent de suma care este oferită, fapta este comisă de o persoană cu funcții de conducere, decan, șef de catedră, rector sau ce alte funcții de conducere mai sunt într-o universitate. Atunci când din investigațiile noastre am constatat că există anumite rețele care comit infracțiuni de corupție, de fiecare dată noi ne-am implicat. Și dacă cineva se uită pe rapoartele de activitate ale Direcției Naționale Anticorupție, o să vedeți că în fiecare an, acolo la categoriile de personal investigate, apar profesori universitari sau studenți, pentru că noi trecem întotdeauna. Deci suntem prezenți și suntem atenți la astfel de situații, însă doar acolo unde atrage competența Direcției Naționale Anticorupție. Aș să revin puțin la lucrurile grele. Parlamentarii vă așteaptă în continuare o comisie parlamentară de anchetă să le explicați dacă ați fost, n-ați fost într-o anumită întâlnire în 2009. Prima întrebare ar fi de ce nu vă duceți să le spuneți? Nu mă duc pentru că respect legea și respect statutul de magistrat.
care spune că procurorii în România sunt independenți. Dacă cineva consideră că eu am încălcat legea, că am încălcat codul deontologic, poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii sau poate să facă plângere, acum, așa cum s-a întâmplat de altfel și în alte situații, când am fost reclamată, s-au făcut sesizări împotriva mea sau plângere penale și atunci am dat explicații în fața magistraților. Aceste comisii de anchetă parlamentare nu investighează fapte penale. Ele nu pot să dea soluții, ele nu pot să facă rechizitorii, ele nu pot să dea hotărâri judecătorești. Da? Pot să verifice anumite aspecte pe care și le propun în activitatea lor și nu este treaba mea să gestionez sau să cenzurez ceea ce ei au de făcut. Dar raportat la acea comisie, am primit o invitație de a mă prezenta, am studiat obiectul comisiei de anchetă și am dat un răspuns în care am spus că nu dețin și nu cunosc nicio informație legată de obiectul acelei anchete pe care o fac. Dacă va fi vreodată o comisie de anchetă și cunosc date și informații și mi se solicită să le prezint, cu siguranță le voi trimite. Dar față de obiectul care a fost anunțat, nu am avut niciun fel de informație care putea să fie utilă și pe care eu să o dețin. Există decizii ale Curții Constituționale, există decizii ale Consiliului Superior al Magistraturii, totuși vorbim de puteri diferite în stat și niciuna nu ne putem interfera în activitatea celelalte puteri. Procurorii sunt independenți în România. Ei nu pot fi anchetați, nu pot fi verificați, nu pot fi cercetați de alte persoane din afara sistemului judiciar. Dezbaterea a fost creată, există în spațiu public și chiar unul dintre citori a întrebat până la urmă doamna Chioveși a fost acolo, n-a fost acolo, în acea întâlnire. Revin cu același răspuns. Este o temă lansată în spațiu public de un inculpat care are mai multe dosare în DNA. A fost trimis în judecată de DNA, așa a ales să-și facă apărarea, să spună lucruri. Deci eu pot să vă spun, ca să nu comentez acest caz, pot să vă spun că eu niciodată nu am călcat nici legea și nici codul deontologic în ceea ce am făcut ca magistrat. Nu mi-am petrecut vacanțele cu politicieni, n-am fost cu politicienii la cafele, n-am fost în alte locuri unde se tot presupune în spațiu public am fost. Sunt situații în care, prin activitatea mea de reprezentare a instituției, a trebuit să intru în contact cu politicieni la diverse întâlniri, fie la evenimente organizate de alte instituții sau la evenimente private, unde eram invitată în calitatea de procuror general sau de procuror șef. Deci nu am avut relații personale, repet, să merg în vacanțe, să-mi petrec timpul liber, ci inerent în activitatea de reprezentare a unei instituții pot să particip la evenimente private sau la evenimente publice unde ești invitat în calitate de reprezentant al acelei instituții. În rest, toate aceste acuzații care vin de la inculpat, eu nu o să le comentez nici pe viitor și nici nu le-am comentat până acum. Și am să vă mai spun, și anul trecut am comentat un astfel de eveniment, după care a venit cu altă invenție, cu altă minciună, cu altă fapt nereal. Ori treaba mea ca șef al DNA nu este să răspund la astfel de lucruri, ci să respect codul deontologic. Dacă cineva are o îndoială că n-aș fi respectat codul deontologic, atunci poate oricând să sesizeze Consiliul Superior al Magistraturii și să fiu verificată cu privire la aceste aspecte. Adică nu să spuneți că cel care a făcut sesizarea mai bine se ducea la Consiliul Superior al Magistraturii decât să solicite comisie? Eu adică nu spun că nimic. Spun că este vorba de inculpați care lansează teme în spațiul public, unele dintre ele neadevărate, unele dintre ele mincinoase, unele dintre ele în care prezintă fapte reale combinate cu fapte nereale. Eu nu o să comentez astfel de evenimente niciodată. Eu nu spun nimănui unde să facă plângere, fiecare face ce vrea că trăim într-o democrație. Însă spun foarte categoric că eu nu mi-am petrecut timpul liber cu politicieni, nu mi-am încălcat în niciun fel codul deontologic, nu am încălcat niciun fel statutul de magistrat. Este posibil ca la diverse evenimente private, haideți să ne imaginăm o situație, poate mâine un fost coleg de facultate se căsătorește și mă duc la nuntă. Dacă acolo este un politician și mă salută și eu răspund la salut și stăm în părți diferite ale restaurantului și după o perioadă DNA îl investighează pe acel politician, acel politician nu poate să spună, dar eu am fost cu Chioveși, am fost la nuntă, suntem prieteni, uite, am fost împreună la nuntă. Adică totuși sunt niște situații pe care
în mod inevitabil nu ai cum să nu participi la anumite evenimente sau la anumite întâlniri, mai ales când ești șef al unei instituții publice. Dar să facem o distinție clară între aceste evenimente și ceea ce înseamnă o relație de prietenie sau de amiciție sau ați petrece timpul liber sau concediile sau vacanțele sau în fiecare sfârșit de săptămână să mergi, nu știu, cu politicieni sau cu persoane cercetate. Adică este diferență de la cer la pământ. Dar nu poți să prezinți o situație particulară într-un context general și să spui că s-au întâmplat niște lucruri. Sigur că, repet, inculpații pot să spună orice în spațiu public. Eu am obligația de rezervă și nu am să le răspund și nu am să comentez și acesta este motivul pentru care de un an, de mai bine de un an de zile, la aceste acuzații făcute de inculpați în spațiu public, niciodată nu am răspuns și nici nu o să mai răspund. Dar dacă întrebarea era pusă de o persoană care nu e inculpat, răspundați? Sau, adică, problema e faptul că e inculpat. Păi, sigur, nu răspund la așa ceva și îmi respect statutul de magistrat. Dacă cineva are o îndoială că eu nu aș fi respectat legea sau statutul de magistrat, e liber să fac. Dacă mă întâlnesc cu o persoană pe stradă și îmi pune întrebări, pot să-i răspund sau pot să nu-i răspund, nu? Dacă depinde cine e persoana sau dacă o cunosc sau nu o cunosc sau depinde ce mă întreabă, că pot să-mi pune niște întrebări la care să nu pot răspunde niciodată. Dar, cum să spun, vorbim de niște afirmații în spațiu public făcute de inculpați pe care eu nu am cum să le comentez și nu am să le mai comentez. Întrebare, asta este chiar de la un cititor, întreabă dacă în acest moment DNA mai continuă colaborarea cu SRI și care ar fi cadrul legal. Adică în momentul acesta să înțeleg după decizia Curții Constituționale din 2016, mai primiți informări de la SRI pe ce fel de cazuri? Decizia Curții Constituționale a avut un impact doar pe ceea ce înseamnă implementarea măsurilor de supraveghere tehnică, dar nu a influențat în niciun fel celelalte obligații prevăzute în lege pentru toate instituțiile publice ale statului, și anume, potrivit dispozițiilor care organizează activitatea DNA și în principal legea 78, unde sunt prevăzute infracțiunile pe care noi putem să le investigăm, este prevăzut că atunci când serviciile de informații sau alte instituții publice intră în posesia unor informații referitoare la fapte de corupție, sunt obligate să ne sesizeze. Deci această obligație există și pentru SRI și pentru celelalte servicii de informații și pentru alte instituții, cum este ANAF-ul, cum este Curtea de Conturi, Corpul de Control al diverselor ministere. Deci această obligație legală nu a fost în niciun fel afectată de decizia Curții Constituționale și este temeiul legal în baza căruia noi primim în continuare sesizări și informări de la anumite servicii de informații sau de la anumite instituții publice. E mai greu acum să pentru un procuror să facă un dosar, având în vedere că nu mai are sprijinul inclusiv logistic pe care l-avea SRI-ul înainte. Adică, este iarăși un mit care încearcă să se creeze și am văzut că există multe dezbateri, că erau ofițerii SRI care făceau rechizitorile și făceau ancheta procurorului. Haideți că asta e o glumă bună. Doamna Macovei a spus că aparatura de înregistrare era de 1 miliard. O delimitare foarte clară între aceste aspecte. Ancheta o face procurorul, rechizitorul o face întotdeauna procurorul. Nici polițiștii, nici alte categorii de funcționari publici nu știu să facă rechizitorii, ci procurorii. Pentru că îți trebuie an bun să înveți să faci un rechizitoriu, să știi să faci o anchetă. Chestiunea vizează doar implementarea măsurilor de supraveghere tehnică, adică acele interceptări sau acele filaje în spațiu public, care uneori sunt necesare. Spre exemplu, știi că o persoană merge și ridică bani cash de la bancă și se duce să dea mită. Iau un exemplu simplu și nu-i dintr-un caz concret, este strict ipotetic, pentru a putea explica mai bine și să încerc să evit expresii tehnice ca să fiu înțeleasă. Ca procuror, vrei să vezi de multe ori, știi că persoana respectivă ridică 50.000 de euro de la bancă și merge să dea o mită unui funcționar public pentru a încheia un contract. Și atunci ai nevoie de o supraveghere a acelei persoane să vezi de la bancă unde se duce cu banii. Acest termen, nu știu, mai nejuridic se numește filaj. A te ține după o persoană, a face poze în momentele cheie și a venit la final și a spune persoana a plecat de la bancă, s-a întâlnit cu X, cu Y, a mers cu mașina, nu știu unde, a lăsat banii în altă parte. Deci asta e o activitate pe care anterior deciziei o făceau Serviciul Român de Informații, o făceau Serviciul de Informații al Ministerului de Interne, o făceau anumiți polițiști.
după decizia Curții Constituționale, inclusiv această activitate trebuie să facă procurorii sau polițiștii din DNA, ceea ce a presupus ca noi să realocăm resursele. Nu vorbim numai de activități de filaj, vorbim și de înregistrări ambientale, vorbim și de implementarea măsurilor privind înregistrările care se desfășoară prin telefon, prin fax sau prin e-mail. Toate aceste activități acum trebuie făcute de procurori sau de polițiștii din DNA, ceea ce înainte nu se făcea. Deci am realocat toate resursele și acesta este motivul pentru care dosarele ies un pic mai greu, pentru că polițiștii care anterior făceau anchete, acum fac genul acesta de activități sau fac interceptări și atunci când ai un procuror care are în lucru 70 de dosare și el lucra cu 3 polițiști și acum lucrează cu un singur polițist și doi oameni fac anchetă în 70 de dosare în același timp și vorbim de cauze complexe. Deci vorbim de dosare care de multe ori au câte 100 de volume, 150 de volume. Avem tone de documente pe care procurorii trebuie să le citească. Când vorbim de o achiziție publică, citim mii de documente. Și atunci, acesta este motivul pentru care dosarele ies mai greu, dosarele nu ies cu o ritmicitate, așa cum au ieșit în anul 2015 sau în 2014 sau în 2013, de așa, și perioada de anchetă este puțin mai mare, pentru că noi avem resurse limitate și a trebuit să realocăm resursele în altă parte. Plus de asta, trebuie să ne specializăm personalul. Nu orice polițist poate să facă filaj, nu orice polițist poate să facă o înregistrare ambientală. Îți trebuie anumite aptitudini și să cunoști anumite proceduri. Deci, vedeți, această decizie, sigur, o respectăm complicat în totalitate, dar a îngreunat puțin activitatea noastră. Ați regretat vreodată colaborarea dintre DNA și SRI în ideea în care, cum a spus și mai devreme, a fost cumva afectată imaginea instituției pe care o conduceți de această colaborare, cel puțin în spațiu public? Eu niciodată nu o să regret că am lucrat cu instituția statului, indiferent cum se numește ea, și care și-a respectat și acea instituție și DNA obligațiile prevăzute în lege. Obligația noastră este să investigăm fapte de corupție. Obligația celor de la SRI este să obțină informații și atunci când obțin informații de corupție să le trimită organului competent. Au fost eforturi foarte mari. Să nu uităm că am fost procuror general 6 ani. Și mi-amintesc în 2009, în 2010 s-au dat hotărâri CSAT prin care au fost obligate toate instituțiile să stăm la masă să colaborăm. A fost acel fenomen privind combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor. S-a dat o hotărâre CSAT în care procurori, ofițeri ai Serviciului Român de Informații, lucrători de la ANAF, polițiști, a trebuit să stăm toți la masă, aveam întâlniri lunare, se făceau anumite rapoarte, rapoartele se trimiteau unui grup interministerial, deci a fost un efort al statului de a pune toate instituțiile la masă și de a colabora. Și acum venim și zicem că nu-i bine. Nu știu dacă e bine sau nu. Vă spun doar că inculpații colaborează. Și vă dau un exemplu. 3 inculpați se întâlnesc într-o parcare, beau o cafea și pun la cale o întreagă rețea de a frauda statul și de a face contracte și de a face offshore-uri prin care să transmită banii de mită. Dar procurorii nu au voie să vorbească cu nimeni, ar trebui să stea în birou și să nu discute cu nimeni. Haideți să fim serioși. Instituțiile statului trebuie să colaboreze, trebuie să lucreze. Și nu se face acest lucru și nu s-a făcut acest lucru decât în baza legilor și în baza protocoalelor. S-a tot discutat despre acele protocoale. Eu vă întreb, în ce țară din lumea asta un protocol în care stabilești procedura în care se filează o persoană sau este interceptată o persoană este publică? Păi procurorul trebuia să se întâlnească cu ofițerul și să-i spună, uite, am autorizație de la judecător, doresc să faci filaj pe această persoană 2 zile. Se numește așa, are acest număr de telefon și te rog peste 2 zile să vii să-mi spui ce a făcut persoana respectivă. Păi ei cum trebuiau să comunice? Trebuiau să se întâlnească, să facă schimb de informații? Deci, cum să vă spun, dar foarte multe lucruri noi nu putem să le explicăm pentru că țin de modul în care noi facem anchetă. Păi cum ar fi în toate țările fiecare anchetator să iasă să spună eu aceste metode le folosesc ca să prind criminali, aceste metode le folosesc ca să prind inculpații. Sunt situații în care anumite proceduri, anumite metode de investigare se clasifică sau nu sunt secrete, dar nimic din ceea ce am făcut noi nu a fost secret. Toate aceste activități au fost consemnate în scris. Orice discuție a avut loc cu un ofițer al Serviciului Român de Informații sau cu un polițist sau cu un reprezentant de la ANAF s-a făcut în baza unor activități scrise
Rezultatul acestor activități s-a consemnat în scris, s-au făcut procese verbale, s-au făcut sesizări, rapoarte de constatare sau depinde de instituția cu care colaborai și toate aceste activități, rezultatul acestor activități s-a depus la dosar. În așa fel încât atunci când dosarul era înaintat unui judecător în vederea judecării, judecătorul verifica dacă toate activitățile au fost desfășurate legal, se verificau toate documentele, toate aceste documente erau puse la dispoziția inculpaților. În momentul în care s-a finalizat activitatea și suntem obligați potrivit legii, când se finalizează o activitate de supraveghere tehnică a unei persoane, ești obligată să-i aduci la cunoștință acest lucru. Fiecare persoană a știut dacă a fost interceptată, cât timp a fost interceptată, dacă a fost filată, când a fost filată, a avut acces la convorbiri, are dreptul să-și asculte propriile convorbiri. Științată bănesc ulterior, nu înainte, când se termină activitatea, da, dar ești obligat la, când momentul în care ai terminat activitatea, dacă ai avut autorizație, spre exemplu, 2 luni de zile, și s-a terminat activitatea, ești obligat să anunți acea persoană. 2 luni de zile ți-a fost ascultat telefonul. El are dreptul să vină, să-și asculte propriile convorbiri. Adică toate aceste activități, să nu vă gândiți că au fost secrete, împachetate și nu știe nimeni de ele. Nu, ele sunt la dosar. Au avut acces inclusiv persoanele cercetate, inclusiv ceilalți participanți într-un proces. În cadrul judecării dosarelor, toate aceste activități desfășurate au fost verificate. Adică nimeni nu încalcă legea. Faptul că colaborezi cu alte instituții, că dorești în activitatea pe care o ai să te bazezi și pe experiența, pe expertiza, pe informațiile altor instituții, nu văd ce este rău. Și, repet, este o activitate care se consemnează în scris, care oricând poate fi verificată și a fost verificată. Aș avea și o întrebare pe tema asta cu interceptările. Înțeleg că în ultima perioadă DNA a investit peste 600.000 de euro în aparatură de interceptare care poate să extragă chiar și mesaje sau poze șterse din telefon. Ei, ar trebui să ne temem... Nu este chiar așa. Nu este chiar așa. Noi am dat explicații, vorbim de niște echipamente care sunt necesare pentru percheziții informatice. Percheziția informatică se face în prezența inculpaților, a apărătorilor, a persoanei a cărei echipament este expertizat. Deci nu... Nu mă pune să comentez filme de 007 care apar în spațiu public, nu este. Nu, cred că am dat lămurire. Dar trebuie să ne temem că de acum încolo DNA ne va asculta telefoanele? Nu, câtă vreme nu se comit fapte de corupție la nivel înalt. Și am să revin. Este din nou un mit pe care mă bucur totuși că mi-a spus întrebarea, că încerc să-l destram. DNA ascultă pe toată lumea și pentru orice. Nu este așa. Ca să poți intercepta o persoană, în primul rând, trebuie să ai o investigație penală, să ai un dosar penal deschis. Apoi trebuie să ai indicii temeinice că acea persoană comite o faptă de corupție sau pregătește comiterea unei fapte de corupție. Nu pentru orice infracțiune se poate dispune interceptarea comunicațiilor. Legea prevede în mod foarte clar și foarte restrictiv pentru ce tip de fapte poți să dispui interceptarea unor persoane. Sigur, infracțiunile de corupție sunt în categoria infracțiunilor grave. Apoi, pentru a putea să faci această activitate, ca procuror, ești obligat să întocmești o cerere către judecător. La cerere trebuie să atașezi tot dosarul. Judecătorul verifică dacă sunt întrunite condițiile de lege, verifică dacă sunt suficiente indicii, verifică dacă se poate în acel caz să se dispună o astfel de măsură, după care primești o autorizare să desfășori acea activitate. Ea se dă pe o perioadă limitată de timp, 30 de zile, prelungirea acestei activități se face după aceeași procedură. Deci să nu vă imaginați că vine o sesizare în DNA și procurorul, gata, bagă un fir în perete și toată lumea este ascultată. E imposibil așa ceva, nu se face așa ceva. Cum se ascultă o persoană? Unde se bagă firul sau cum? Asta, cred că trebuie să întrebați în altă parte și cred că intru într-un domeniu care... Nu cred că este potrivit să expun acest lucru, dar vreau să vă spun că toate aceste activități trebuie să se facă conform legii, sunt autorizate și rezultatul acestor activități este verificat întotdeauna. Și nu poate DNA să facă acest lucru fără a avea autorizare, pentru că pentru a pune în practică, spre exemplu, astfel de autorizare de interceptare, trebuie să te adresezi unui operator de telecomunicații, care primul lucru îți cere autorizarea, să vadă dacă ești autorizat să faci acest lucru sau nu. Adică sunt mai multe activități care țin de entități diferite și care se verifică reciproc între ele. Mandat.
dat sau autoriza? Adică nu, eu am spus la modul larg, pentru că dacă folosesc termeni tehnici, e posibil să nu fiu înțeleasă. Nu, adică trebuie să spunem că trebuie să existe și o decizie a unui judecător. Există, da, în sensul acesta. Este o decizie a unui judecător care verifică indiciile pe care procurorul le are, verifică dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege și care dă pe o perioadă limitată o autorizare să desfășori această activitate. Întotdeauna. Întotdeauna, sigur, există o singură excepție a persoanelor care fac acest lucru în mod ilegal, pentru că, observați și noastră, sunt în spațiu public și pe internet, găsiți foarte multe echipamente cu care poți face înregistrări, inclusiv un telefon. Acum, dacă cineva merge într-o încăpere cu telefonul și înregistrează pe ascuns acest lucru, dar întotdeauna procurorii acționează în mod legal și nu pot să facă o astfel de activitate în afara cadrului legal. Spunea Iulia, dacă regretați în vreun fel colaborarea cu SRI-ul și după decizia de anul trecut a Curții Constituționale, eram curios cu ce prieteni a rămas DNA în momentul de față, cu ce susținători. Prietenii avem în timpul liber. Noi avem niște atribuții prevăzute în lege. Răzvan vrea să zică și în contextul în care există foarte multe instituții care pot fi considerate adversare ale DNA, adică, nu știu... Guvernul, Parlamentul. Da, nu, Guvernul, Parlamentul... Da. Deci noi nu împărțim niciodată instituții prietene sau adversare. Da, noi ne împărțim asta în funcție de atribuțiile pe care le avem. Guvernul are anumite atribuții în relația cu DNA și în special Ministrul de Interne și Ministrul Justiției. Ministrul de Interne pentru că semnează detașările polițiștilor în DNA, Ministrul Justiției pentru că asigură tot ceea ce este necesar din perspectiva resurselor materiale și legislative. Însă noi colaborăm cu toate instituțiile statului. Și acest lucru este prevăzut în lege și facem acest lucru. Nu îi împărțim în instituții bune și în instituții rele. Simți că vă sunt puse anumite piedici de către anumite instituții? Haideți să nu culpabilizăm o instituție pentru că o anumită persoană care are o anumită atribuție dorește sau nu dorește să facă ceva în relația cu DNA-ul. Instituțional colaborăm foarte bine cu toate instituțiile. Da, sunt situații în care anumiți conducători de instituții sau anumite persoane dintr-o instituție refuză să colaboreze sau transmit cu întârziere anumite documente, dar acestea sunt chestiuni care se pot regla, se pot rezolva, dar nu ne pot duce la concluzia că avem instituții bune sau instituții rele. Ați dat niște exemple de persoane care au refuzat să colaboreze cu dumneavoastră? Da, dar n-aș insista pe acest exemplu, pentru că nu cred că e cazul să-l fac public. Adică sunt situații care majoritatea dintre ele s-au rezolvat. Când o să simt că nu se rezolvă situația și la nivel instituțional nu putem gestiona, am să o fac publică. Dar în acest moment nu cred că este cazul. Ministrul de Interne v-a ajutat cu, că spuneați într-un interviu recent că da, e vorba de dașarea unor polițiști. Da, o discuție. Deocamdată am primit răspuns doar în ceea ce privește situația unui polițist care trebuia să fie prelungită detașarea. Așteptăm răspunsul și pentru celelalte situații. Sunt convinsă că doamna ministru, după ce va analiza situația, va da un răspuns favorabil. Un domn se întreabă dacă dețineți armele tale de apărare și pază. Și că, dacă da, câte și de ce tip? Nu dețin arme de tale. Aveți dreptul nu potrivit legii. Avem dreptul potrivit legii, nu dețin arme de foc. Nu. Singura armă e cuțitul din bucătărie, dar îl folosesc cu tot alte scopuri. Nu dețin niciun fel de armă și nici nu doresc să dețin. Un alt cititor are următoarea curiozitate. Dacă în perioada în care ați fost procuror la Sibiu, ați instrumentat vreun dosar penal cu privire la fapte de incriminare incriminate de articolul 200 din fostul cod penal, referitoare la relațiile sexuale homosexuale. Nu, și, mă rog, a fost dezincriminat. A fost dezincriminat între timp, da. Înainte de două. Nu am avut astfel de dosare, nu. S-a întâmplat vreodată, poate înainte să ajungeți procuror sau, nu știu, în timpul ăsta, să dați vreodată șpagă? Nu. Nici măcar pe tren. Și cât am fost studentă, mi-am făcut abonament de tren și am fost de multe ori ținta unor ironii, că sunt fraieră, cu ghilimele, că plătesc abonamentul în loc să dau nașului o sumă mai mică de bani. Dar am refuzat și atunci să fac acest lucru, am avut abonament de tren. Nici măcar la nașul de tren nu am dat bani. Și încă o întrebare care este mai degrabă, așa, mai de suflet pentru cititorii Vice, este referitoare la
dezincriminarea consumului de cannabis. Știu că nu este, nu intră în responsabilitatea DNA-ului și nu este de competența dumneavoastră. Vă întreb totuși ce părere aveți despre o posibilă decriminalizare a consumului de cannabis. Ca cetățean pot să am o opinie, dar n-aș vrea să o exprim astăzi, pentru că nu doresc să influențez dezbaterea în niciun fel. Ca procuror am investigat de foarte multe ori situații în care s-a făcut trafic de droguri, inclusiv cu cannabis. Dar chiar n-aș vrea să-mi exprim acum opinie, pentru că fiind în această poziție, cu siguranță vor exista diverse interpretări și dacă va fi să-mi exprim opinia personală într-un alt cadru, cu siguranță mi-o voi exprima. E vorba de consum, nu de trafic. Da. Cu atât mai mult. Nu. Deci este 2019. N-aș vrea să am discuții cu nicio altă instituție sau cu altă persoană, pentru că îmi exprim puncte de vedere pe chestiuni care îmi exced competența. Eu aș vrea să revin un pic în actualitate cu întrebarea, pentru că tocmai au fost publicate ieri proiectul de modificare a legilor justiției și sunt acolo niște lucruri care, mă rog, schimbă un pic, depinde să se stabilește un prag pentru abuzul în serviciu, pentru infracțiunea de abuz în serviciu, inspecția judiciară trece sub controlul Ministerului Justiției, vă afectează activitatea, acest pachet de măsuri pe care Ministrul Justiției vrea să le, mă rog, să le supună dezbaterii parlamentare, că nu sunt încă bătute în cuie. Dacă aceste dispoziții ar intra în vigoare, categoric am fi afectați. Într-un mod foarte grav. Noi ca instituție am exprimat un punct de vedere oficial, l-am postat pe site, l-am trimis Consiliului Superior al Magistraturii, au fost făcute adunări generale la procurori și la judecători. Majoritatea procurorilor și judecătorilor și-a exprimat un punct de vedere cu privire la acest proiect de lege, care are anumite modificări care vor influența în mod negativ cel puțin lupta anticorupție, dacă nu, în general, lupta cu criminalitatea. Pentru că premizele pentru a lupta eficient cu criminalitatea sunt să ai un sistem de justiție independent și să ai o legislație care să-ți ofere instrumente să lupți cu criminalitatea. Ori acest proiect va afecta în mod grav independența procurorilor și cu privire la anumite chestiuni și a judecătorilor. Concret, și acest punct... Adică la concret... Ce anume din acest proiect va afecta? Observați că există foarte multe propuneri care măresc competențele pe care Ministrul Justiției le va avea asupra procurorilor. Trecerea inspecției judiciare sub autoritatea Ministrului Justiției. Sigur, ieri s-a spus în spațiu public, a fost o discuție în spațiu public, că inspecția judiciară va fi independentă. Dar nu știe nimeni cine va numi conducerea, cine va numi conducerea, care va fi procedura de recrutare. Deci nu pot să exprim un punct de vedere, dar pe proiectul pe care noi am exprimat punct de vedere, trecerea inspecției judiciare în subordinea Ministrului Justiției, practic, acest lucru însemna. Imaginați-vă cum un procuror va putea să deschidă o investigație față de, nu știu, un coleg de partid al Ministrului Justiției, știind că a doua zi acesta poate să-i trimite inspecția judiciară, poate să-l sancționeze sau poate să dispună alte măsuri. Sunt foarte multe dispoziții, noi le-am comentat pe fiecare în parte, care vor afecta grav lupta cu criminalitatea, nu mai spun de lupta cu corupția. Dacă ne uităm în urmă cu 10-15 ani ce însemna lupta cu corupția, păi haideți să luăm anul 2006. Erau în 2006, cred că 360 de persoane trimise în judecată pentru fapte de corupție. Acum numărul acestora a crescut de aproape 5 ori. La fel era și cu persoanele condamnate pentru corupție. În urmă cu 15 ani erau persoane importante, începând de la senatori, deputați, miniștri, secretari de stat, primari de comune. Aveam tot timpul dosare, dacă le putem spune așa, mai mult de mică corupție. Dacă doriți să ne întoarcem la acele vremuri, sigur, atunci nu lăsăm un sistem de justiție independent, dar nu cred că își dorește cineva în România ca lupta cu criminalitatea să nu fie eficientă, pentru că procurorii sau judecătorii vor fi afectați și nu vor avea un statut de independență. Fixarea pragului la abuz în serviciu e făcut cu dedicație pentru anumite persoane? Noi ne-am exprimat și acest punct de vedere. Din punctul nostru de vedere, nu ar trebui să existe niciun prag. Care este diferența între infracțiunea de abuz în serviciu sau alte infracțiuni la fel de grave, prin care sunt prejudiciați cetățenii, sunt prejudiciați instituțiile publice? Acum să vedem și limita acestui prag care va fi stabilită. Este o noutate în sistemul de justiție românesc. Niciodată nu am avut
infracțiuni, cel puțin de corupție, infracțiuni de serviciu care să aibă prevăzut un anumit prag. Sigur, sunt vehiculate diverse sume în spațiu public și nu le-aș comenta până nu vedem un proiect oficial și o sumă oficială. Aș avea niște întrebări legate de viitorul dumneavoastră. Știu că în 2019 vi se termină mandatul și eram curios dacă la terminarea mandatului dumneavoastră va exista un concurs de dosare, pentru că a mai existat discuția asta în spațiu public în 2016, când inițial doamna Raluca Prună, pe atunci ministru al Justiției, a spus că va exista un astfel de concurs, dar în final s-a ajuns să spună că reinvestirea dumneavoastră este singura soluție și eram curios dacă în viitor se va organiza un astfel de concurs. Depinde foarte mult de modul în care va fi legislația la acest moment, dacă se va schimba sau nu procedura de numire a procurorului șef DNA sau procedura va rămâne aceeași. Deci mi-e foarte greu să comentez. Cum vi se pare ideea asta de concurs de dosare? Deci tot ce înseamnă procedura de numire, m-am abținut inclusiv în cadrul adunării generale din DNA să comentez, pentru că este o procedură pe care eu de-a lungul timpului am parcurs atât ca procuror general cât și ca șef DNA și sincer nu mi s-ar părea foarte obiectiv să exprim un punct de vedere dacă este o procedură bună sau nu este o procedură bună. Din perspectiva rezultatelor DNA, sigur că eu pot să spun că mi-am îndeplinit treaba indiferent dacă procedura care a fost urmată este sau nu agreată în general și v-aș putea da câteva cifre. Este cel mai mare număr de inculpați trimiși în judecată în mandatul meu, cel mai mare număr de condamnări, cel mai mare număr de demnitari investigați, cele mai mari sechestre. Au fost indisponibilizate bunuri în străinătate. DNA a ajuns un model de bune practici. A fost menționat în raportul anticorupție care a analizat toate structurile anticorupție din Europa ca un exemplu de bune practici, fiind nominalizat în cele 5 exemple de bune practici. Deci, din perspectiva rezultatelor, eu cred că procedura pe care am parcurs-o a avut totuși o finalitate bună. Dar mi-e greu să comentez dacă această procedură trebuie să rămână sau nu și, repet, m-am abținut inclusiv în cadrul discuțiilor cu colegii, așa că o să mă abțin și în public să comentez cum ar trebui să fie această procedură și cu atât mai puțin ce va fi în 2019, pentru că nu știu cum va evolua legislația până atunci. Dar categoric cred că și CSM trebuie să aibă un cuvânt de spus în procedura de numire în funcție de conducere a procurorilor. Mulțumim atunci. Dacă nu mai avem întrebări. Cu plăcere.